ce nu mai putem aleluia! Vreau să mărturisesc în Iisus Hristos că există Dumnezeu. De multe ori să știți când așa, Doamne, nu mai existi. Nu mai existi, Doamne, al doilea an. În februarie am trecut, mi s-a rupt tendonul la piciorul stâng și trebuia să mă duc la operație și a fost mai multe lucruri, nu s-a putut. Iar în anul acesta, la tine de Crăciun, cu 3 săptămâni, mi s-a rupt tendonul la piciorul drept. Mi l-a pus în gips 3 săptămâni. După 3 săptămâni, când am mers la medic să-mi ia gipsul, am făcut tromboză, osteoporoză. Și am zis, mi-a zis că trebuie să mă o operație, că dacă nu mă o operație, o să rămân fără picioare. Trebuie să-mi tăiam două picioare. Am venit, am dat telefon la fratele Samuel, s-a mai rugat cu mine, mi-a rugat frații. Dar vă spun, frații, că acum mi-a luat nădejdea. Și am zis, Doamne, de acasă vă mărturisam, Doamne, nu există. Nu este Dumnezeu, am zis. De durerea mea mare, spun, n-am mai știut. Nu știam, frate, puteam să mă duc eu așa ceva. Nu mi-a putut să mă duc la adunare, eu spun, de 4 ore am fost, plângea inima la mine. Spuneam, Doamne, eu cum să lucrez în via Ta? Cum să mă duc în via Ta? Nu mă pot, nu mai pot. Și plângeam. Mă sculam la 2, mă sculam la 2, spun, la 3, la 4, mă rugam, plângeam, mă chinuiam. Nici cum n-am făcut. Și am zis, Doamne, aici, auzi, doctorii, că o să-mi taie picioarele, eu mă duc în Germania. Dar să știți că Dumnezeu mi-a pus gândul acesta. Am luat la Germania și când am văzut acum, ieri seara, la altă seara, de urgență m-au dus băieții mei, copiii de aici. Și când m-au pus la ecograf, au văzut că ce mi-s picioare, vă spun, vă mărturisesc, spuneți-o, eu sunt mânit. De aici, la 2-3 metri, mâncați oasele, deci între oase. Și aici, și aici, și să mă scuzați bazinul meu. Deci de aici, am urcat, mă ținea la la bazin. Deja era mâncat bazin, gata. Nu mai puteam să mă duc, nu mai puteam să merg, nimic. Dar fata mea, te rog frumos, du-mă acasă mai repede. Că poate eu aici am auzit și tu, de aceea cum o să mă duciți acasă? Și atunci am sunat pe frate Samuel. Frate, frate Samuel, vreau să mă duc la tine, la adunare, acolo, la adunare, ca să iau cina, cu eu pentru ultima dată. Îmi spun fratele, da, haide, care în noaptea de veche și vin mulți frați. Și vin mulți lucrători și Domnul va lucra. Am zis, da, știu că mâna omului nu mă poate vindeca, că a spus doctoreța așa. Dacă te lași pe mâna doctorilor aici sau oriunde vei merge, tu nu te vei mai scula de pe masă. Că nimeni în lume nu mai se poate face nimic, fiindcă s-a rost bazin, genunchi, gata a fost. Și uitați că există o Dumnezeu. Măriți să fie Domnul! Credeți-mă, Dumnezeu, orice boală ți-a de anul! Am 3 operații, am 2 creier, fraților. Și atunci tot așa m-a vindecat Dumnezeu. 3 operații, 2 tumoare și am avut hemoragie cerebrală, tot capul. Și de aici, din Germania, m-am dus cu sângele acasă și cu tumoara, a 3-a oară. Și mă opera doctorul acolo, nu o să mă opereze doctorul ăsta, nu mâna ta, ci mâna lui Iisus Hristos. Amin! O zis doctorul așa, dacă tu răspunzi, răspunde Domnul Iisus pentru mine. Și m-a dus și mă opera, după operație, la ora 12, când tu mă vei scoate. Îi vorbi eu cu tine, primul și al doilea, mai fi băiatul meu. O zis doctorul, o să dea Dumnezeu. Nici numai cu suc vă spun, în coasă, după operație, așa, mă, ca pe porci. Nu știu că nu m-am scurgat amor. Și la ora 12 m-am întrebat și am zis, doctore, Mihai, vină la mine. Tu te-ai trezit, floare, nu se poate. Ba da, se poți scula Dumnezeu, nu eu. Hai la mine. O fugit de frică. Și a strigat, haideți, doctor, să vedeți ce pe Dumnezeu pocăiților. Și acum am fost cu picioare. Măriți să fie Domnul și mulțumesc. Că mă trece prin curtoare, m-a trecut prin curtoare. Și o lasă toată zgura după mine, fiindcă am fost rea și blestemată. Mai scăpam gura ca și orice femeie, mai rugam cine știe ce. Dar Dumnezeu, dacă mai să fac o jurință în fața Dumnezeu și nu te-am luat. De acum încolo am să fiu cea mai bună pocăită din lume. Aleluia! Și niciodată n-am să zic vorba, niciodată oricine caz m-a rugat. Și orice va fi, am să plec
capul jos și hai să mulțumesc la Dumnezeu. Și acum vă mulțumesc și vouă și la frate Samuel. Domnul să dea binecuvântare și din partea mea, din sănătatea mea și jumătatea lui. Că așa a fost îngăduit să vin aici, ca Dumnezeu să vadă lucrarea, că cine e Samuel, că mulți sunteți aici, care ați fost cântul lui Samuel, să știți. Și aici este mare zarvă în biserica aceasta. Să știți. Și ați avut mare liniște în viață, Domnul, în lucrul acesta. Și mare certuri. Și pentru acel lucru a Dumnezeu, ca să credeți că există Dumnezeu. Amin. Și când a spus Samuel, un cuvânt, să credeți că e copilul lui Dumnezeu adevărat. Aleluia! Domnul să binecuvinteze, să rămân cu el în continuare. Aleluia! Și apoi cânta și eu cântare după aia. Da. Dacă sora Lilie, fata lui sora Floarea, vrea să spună și ea ceva, poate să te pună mărturie că e fata lui sora. Poate să spună prin ce negală și ce durea și cât plângea pentru ea când vedea cu cârjele, trebuie să o ajute că nu putea să meargă. Și aici, când cobor din mașină, au, nu se vede pe cea, să vreau trebuia din mână. Da. Nu fugi, du-te în spate. Du-te în spate. Am zis, mai aici sunt pe cheșul cu mine, că știi ce ai dus. Mi zice, ce anume așa de la mine, că deja vedeam că nu are cu chiarită în numele. Am fost fără ce, nu lăsa, nu mi-a zicea nimica, o privem așa, n-a spus în numele mele și am dat mulțumesc că nu-s posibilitățile care trebuiau. Doctorii românească pe bani, așa cum sucurile, posibilitățile omului, s-a zis, Doamne, eu nu pot să fac nimic. Deja la oameni, nu mai vrem, dacă nu du-o acasă. Eu trăiam cu rădejde. Am avut un vis, doar la seara am avut o zisoră acută, dar n-am înțeles, Dumnezeu va pune mâinile pe ea. Ce-a zis? A zis, mamă, uite ce am visat. Mi-a spus sora aceea de, dar mă fura satana. Și nu mai știu ce se întâmplă. Dar vă mărturisesc în numele Domnului. Era! Eu nu știu ce să cred. M-am rugat Domnului, a aruncat cârjele, deci am filmat-o pe telefon când era în capă și sărea în sus și cârjele acută și zicea, Doamne, slavă-ți, că ai vindicat, slavă-ți, slavă-ți. Dar a zis Domnul, du-te să nu mai păcătuiești, să nu se întâmple ceva mai. Și sora, din cauza că a păcătuit, i s-a întâmplat mai rău. A vorbit ce nu trebuie, la nervi, că a avut și a nepoții ei pe acolo, nepocăit, i-a tărătat-o, i-a avut operații la cap, din multe nu mai judeca, și s-a toată mai luat mintea să vorbească lucruri din gura ei, că n-a fost după voia Domnului, și cum am vorbit vorbele din gura ei, s-a întâmplat mai rău. Și am zis, Doamne,
mai dai o șansă. Am dat cu el la cuțit, Doamne, te rog, mai dai o șansă. Aleluia. Te rog să-i mai dai o șansă. Aleluia. Și m-am rugat pentru ea ca să-i mai dai o șansă, m-am rugat pentru iertarea și liberarea, acum vine. Și mărit să fie Domnul, că l-a ascultat, i-am dat o șansă. Dacă data aceasta nu-și va ține șansa, să putem să facem până la Pământului, să nu mai păcătuim. Că dacă păcătuim, se întâmplă mai rău. Hai să ne pocăim, să lăsăm Domnul, să nu lăsăm pe Satana. Domnul să ne binecuvânteze, asta este o mărturie, ca cei care erau necredincioși sau îndoielnici, să vadă pe ochii lor că există Dumnezeu. Slava mea noastră e a Lui. Eu nu primesc slavă decât de la Domnul ziua Cluniei. Aici suntem niște loc care slujim că suntem datori să facem. După ce am făcut totul, abia suntem numiți rob netrebnici. Nu ne rogăm cu decât cum spavere cu slăbiciune. Domnul să fie slăvișit în lucrurile și nu să mai departe pe Domnul să lucreze, eu mă duc mai departe în spate acolo, dacă vreau să-l mărturisim, acum și în lucrurile Domnului, dacă vreau să-l mai